Vreau să încep cu o temă așa mai globală, știți, drepturile omului, în special a copilului, dacă tot am un copil. Ideea care e? Eu am trăit în sat, ca să înțelegeți. Dar în sat, nu, în sat este om și este femeie. Da, astea sunt lucruri diferite, băieți. Da. Omul cu femeie fac un copil, așa e. De ani, de zile, de-am așa e, înțelegi, acolo nu se schimbă nică. Și cumva drepturile omului erau drepturile lui tata. Așa e. Era un anumit număr de drepturi. Tata își alege primul, știți? De exemplu, dreptul la o viață mai bună, dreptul la libera circulație, dreptul la un trai decent, asta tot erau aluia. Nici cu sora mea ne rămâneau numai dreptul la muncă neremunerat în folosul familiei și dreptul la educație, înțelegeți. Ți-a minte că la școală nouă, la civică, ne-s povestie despre drepturile copiilor, înțelegeți? Dar și cu un aer de ăsta așa mitologic, știți, spre cum, care exista niște drepturi undeva. Da, și dacă ele sunt calcate, atunci orice copil poate sune la o linie fierbinte, înțelegeți, să povestească despre asta. Eu am îndrăznit și am ridicat mâna și am întrebat, doamna profesoare, dar la ce număr trebuie să sun dacă drepturile mele sunt calcate? E nu s-o așteptat, înțelegeți. Zice, 022. Adică nu-ți trebuia să ții numărul ăsta. Numărul ăsta e tare lung și acolo pe asta aia n-a de ocupat, înțelegi? Pentru că sună copchii care o duc mult mai rău decât tine. Eu am venit acasă și zic lui tata, tata, știi că eu am drepturi, înțeles? Așa am zis eu, prostul de mine, înțeles că... Și dacă ele sunt și încălcate, eu am sun la linia fierbinte. El de-a mai avea o vargă în mână, înțelegeți, și mă întreabă, dar linia fierbinte tu ai de-am sau trebuie să o facă, mă, pe loc? Da. Nu știu cum răbdii la noi s-au transformat așa că drepturile sunau ca obligații. Știi, tata mea unii așa zice, tac, tu, Vladic, mâine ai dreptul să mături o gradă? Până la ora 12. Și dreptul ăsta nu s-au iei nimeni, crede-mă. Da, trebuie să aduci iarbă la iepuri, vreau zic, da? Dă-i mâncare la porci, șerci pe a doua zi, șerci, șibă. Și eu zicem, tatăi, conform articolului 23, eu am dreptul să ne leg jobul pe care să-l fac. Și el zice, tu, vopșet, ai dreptul să păstriezi tăcerea. Deci tu îi spui, poate și va fi folosit împotriva ta în instanța de judecată, înțelegi? Dacă așa se termina la toată discuția. Da, eu am trăit în sat și noi în mahală cu băieții des avem așa sporuri, a cui tată mi-e puternic, știți? Nu știu, s-a avut și voi așa? Și, nu, noi chiar ajungem până la asta, că eu mă duceam la tata meu și ziceam, tătăi, hai ești afară, trebuie să te bați cu tata lui Andrian. E serios acolo noi. Ca să înțelegi, el ne-a făcut chedică, bă, asta nu, asta e pe viață și pe moarte, înțelegi? Da, și ieșe tata, ieșe tata în sportivnici, așa scărchina, scotez cama din buric, înțelegi? Da. Nu, s-a prochie de tata lui și s-a prochie așa unde altul, știi, așa, și cior, așa, dar noi, blea, eram niște. A, blea, carne, uia, muia, sibă, miasă, înțelegi, și grete, uia, tiu. Noi eram parcă, eram antrenorii lui, știi, come on, Larry, come on, vai, vai. A, să-i care, din prima, și așa, mergeam, și cior, și cior, s-a prochie așa unde altul, știi, așa. Știi așa, față în față, știi așa. Și... se scurge în urmă. Dar noi, blea, știm, tac, ce se întâmplă acolo, blea, și mai grăiesc ca moșă. Și... nu e coplouat, n-am. Am eu făcut niște plăcinte, hai să... și se întorceau așa, după șeu, blea, ceva nu mers, n-a, ceva nu mers, înțelegi, ceva nu mers. Noi avem, în sat avem jargoane, înțelegeți? Noi vorbim prin jargon. Noi nu ne adresam normal, așa ca să înțelegeți, unul la altul. Noi dacă eram vreo patru, noi ne adresam așa unul la altul. Oi, zăibal. De asta aș vă zic, dacă eram patru și unul zice oi, zăibal, se întorcea și al care trebuie, știi, nu? Că... și așa grăiem. Ce zăibal, nu știu. Asta înseamnă, haideam la Nistru, știi? Și eu ziceam, da, nu, oi, zăibal. Asta înseamnă că eu sunt obosit și nu vreau, știi? Și asta e, tu zăiebale, hai! Asta înseamnă, hai, poate te răzgândești?
Noi vorbim cu prostii, nouă ne plăcea să vorbim cuvinte necenzurate, noi, nu, nouă ne pare că asta e cool, înțelegeți? La noi, de exemplu, expresia pizda mea, asta nu era ceva grav. Nu știu, în sat, în genere, la moldoveni, în sat, pizda mea, asta e ca casă și mare, înțelegi? Treșeți în pizda mea, hai, treșeți. Mă gândeam așa într-o zi că oamenii care nu pot spune litera R, știți, sunt așa oameni, ei niciodată nu pot grăi cu Siri. Deci, aici pe Android, bine, nu înțeleg ce se petrece. Isă așa, hei Siri! Hei Siri! Și Siri așa... deși când spui 34, nu se aude întâi 3 pe urmă 4, da? 30, așa și scrii, întâi 3 pe urmă 4. Când spui 25, se aude întâi 2 pe urmă 5. Căcova huia 14, se aude întâi 4. Dacă în față stă 1 acolo. Trebuie să fie 14, 15, 16. Niște diletanți au lucrat la crearea numerilor, la cuvinte, înțelegi? Cine așa s-a uitat la ceva și iese din om și zice, că da, băi, așa, căcată, așa, așa. Dar iubiți cuvântul am găsit, căcată. Nu, prin anus a ieșit, știi? Și iarăși, cuvânt, anus. Frumos cuvânt, parcă e, nu știu, ceva trebuie să fie o floare după mine, nu știu ceva. M-am dus la ea cu un buchet de anuș. E foarte frumos, nu știu. După care am făcut sex trandafiral. Așa era după... În capul meu, dacă facem eu lucrul ăsta. Și am observat că... Mă scuzați. Unele cuvinte sună foarte strașnic într-o limbă și drăgălaș în altă limbă, știți? Hai să luăm așa, de exemplu, cuvântul ghemaroi. Da, limba rusă este așa cuvânt. Păi ceva neplăcut, dar nu-i strașnic, înțelegi? Are omul niște probleme la lucru, nu-i, se rezolvă. Băi, în română sună hemoroiz. Hemoroiz, înțelegi? Asta pe lângă faptul că e cumva de la hemoragie vine, știi? E și la plural, ești mai mulți acolo, înțelegi? În capul meu ești niște microbi, ești așa care, adem în anus, în anus, adem. Eu când m-am murdărit de căcat de copil, la cap, s-a întâmplat în sens că am devenit om cu scaun la cap. Nu știu de ce lumea se feriește să spună cuvântul căcat și vrei numai numele, scaun, înțelegi, l-am numit. Ideea e că eu, după ce am copil, la mine s-a schimbat atitudine față de cuvântul ăsta, înțelegeți? Înainte, vreau, fă, căcat, căcat, înțelegeți? Eu, nu, ca să înțelegeți, eu odată în timp și avem o pupcă de pâine cu niște paștet și avem niște salată, nu știu? Împachetam o... Nu, grem la telefon și împachetam un pampers acolo, știi? Întâmplător am muiat acolo până, știi? Asta e pe urmă, am înțeles, de-amă, nu? Dar eu nu zic dacă are bleaci, păi... Eu nu scot din gură, știi ce? Poți și nașibile, asta arată mai rău decât căcatul, înțelegi? Eu dacă mănânc și ies ceva din gură, eu, bleaci, eu nu... Nici la câine nu dă, eu schimb cvartira, înțelegi, nu? Dar mine numai tot ne s-a schimbat, dar mamele, ca să înțelegeți, s-au mers mai departe. Da, mamele pot să moaie așa, ia. Da. Da. Nu-i merge brânza asta, înțelegi? A, inelul l-a găsit, da, fain. Am pus o întrebare într-o zi, încă n-am găsit răspuns, vă dau și vouă să analizați acasă, să aveți
Deși când mănânci sfeclă roșii, căcatul e roșu. Deși asta nu lucrează cu toate culorile. Deși căcatul nu e alb când mănânci smântână, de exemplu. Gândiți-vă la asta. Eu vă mulțumesc frumos, am văzut, Vlad.